Dragii mei, vrem să intrăm în subiectul nostru dacă cineva încă vrea să iese afară pentru că probabil are altă, cum se zice, ocupație, este îngăduit. Până noi să începem. Dacă cineva vrea să iese, poate să iese. Dar dacă încă pot să rămână, atunci putem să continuăm. Ok. Și după aceea, părinți, să luați copiii, să fiu împreună cu voi? Când pornim, pornim. Vreau să spun, dragii mei, a rămas timp mai puțin pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și dorința mea este aceasta. Niciun om din mijlocul nostru să nu piară, dar fiecare dintre noi să aibă viața veșnică. Am vorbit cu voi din inimă. Lucrurile pe care am vorbit, eu cred din toată inima. Și de aceea, în această timp o să vorbesc cu voi încă o dată, dar asta este ultima dată. La sfârșitul de această predică, o să fac un apel. Și apelul acesta este oricine care o să vrea din inima lui să fie lipit de Domnul. Să alege adevărul lui, în această timp o să cere pe omul acesta să poată să vină în fața pentru ultima rugăciune. Și rugăciunea aceasta va fi pentru oamenii aceia să fie păstrat de Dumnezeu până la a doua venire a lui. Amin, dragii mei. De aceea, în această timp, când vorbesc cu voi, vorbesc cu voi lucruri pe care eu cred din toată inima. Am descoperit ieri că acum noi suntem la pragul veșniciei. La orice moment vine ultima persecuție și ultima persecuție va fi oprit doar de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cei care au fost aici dimineața, voi știți despre lucrurile pe care noi am vorbit despre Duhul Sfânt, ca faptul că a fost dat în ziua cincizecime, asta a fost numit ploaia timpurie, dar va fi dat încă o dată la sfârșitul de toate pentru coacere și aceasta este numită ploia târzie. Amin, dragii mei. Aceasta va fi dat pentru Dumnezeu să termine lucrarea lui. Să nu uitați, dragii mei. Biblia spune foarte clar, Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu vei ruga la Tată, care va da un alt mânghietor, Duhul adevărul, care o să fie împreună cu voi până la sfârșitul lumii. Amin, dragii mei. Trebuie să știm lucrul acesta, că Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi ca niște orfani. Uitați cum este scris în cartea lui Ioan, capitolul 16, versetul 7. Ioan 16, Ioan, asta este speranța. Speranța noastră. Sau ce este această lucru care o să ajute pe noi dacă noi am ales să fii copil al lui Dumnezeu? Ce ne așteaptă în fața noastră dacă noi am ales să fii copii de împărat? Ce este aceasta caștig care este acolo dacă tu ai ales să fii copil al lui Dumnezeu? Urmăriți-mă acum la atenția. Ioan, capitol 16, versetul 7. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Totuși vă spun adevărul. Da. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, atunci mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Mulțumesc! Domnul Iisus Hristos a spus, este bine pentru mine să plec în cer. Pentru că după aceea, eu o să trimit alt mângâietor, adică Duhul Sfânt. Amin, dragii mei! Și am citit în timpul trecut, în cartea lui Roman, nu mai citim acum, capitolul 8, versetul 9, unde Biblia spune, dacă cineva nu este călăuzit de Duhul Sfânt, atunci nu este a lui.
Și am citit la versetul 14, unde este scris, oricine care se călăuzit de Duhul Sfânt este numit copil al lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Am citit la versetul 11, unde este scris, dacă Duhul lui Hristos, care a înviat pe tăi din morți, locuiește în voi, atunci și voi veți fi înviat cu aceeași Duhul care este în voi. Amin, dragii mei. Trebuie să știm, Dumnezeu a dat-ne nouă promisiune foarte mare, că El va veni înapoi. Uitați, dragii mei, am citit în Ioan, capitolul 14, versetul 1 până la versetul 3, ieri, unde Biblia spune, să nu fi se tulbură inima, aveți credința în Dumnezeu, aveți credința în mine. În casa tatăl meu sunt multe locații. Dacă n-ar fi așa, cum? Va fi spus. Și după aceea, cum este scris? Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după aceea? Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, atunci mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. De ce? Ca acolo unde sunt eu și să fiți și voi. Biserica, amin? Atunci în cartea lui Apocalipsa capitolul 1 versetul 7. Apocalipsa capitolul 1 versetul 7. Urmăriți-mă cu mare atenție. Ce spune Biblia? Apocalipsa capitolul 1 versetul 7. Aha. Iată că el vine pe nori. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și orice ochi vor vedea și cei ce l-au străpuns. Atunci și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da? Da, amin. Amin, dragii mei. Iată el vine pe Alo, dragii mei. Iată el vine pe nori. Și Biblia spune și orice ochi vor vedea. Aceasta înseamnă că venirea lui Hristos nu va fi ceva secret. Biserica, amin? Pentru că când este scris, iată el vine pe nori. Și orice ochi vor vedea, înseamnă cei care vor să vede pe el, o să vede pe el. Cei care nu vor să vede pe el, totuși, tot o să vede pe el. Iată el vine pe nori. Și orice ochi vor vedea. Cei care spune, nu am chef de Dumnezeu, o să vede pe el. Cei care spune, noi vrem pe Dumnezeu, o să vede pe el. Cu alte cuvinte, orice persoană sub soare, o să vede a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Numai că problema este aceasta. Va fi numai două grupe de oameni. Alți salvați și alți cum? Pierdut. Dar fiecare persoană o să vede pe el. Dar Biblia spune așa ceva foarte interesant. Iată el vine pe nor. Întrebarea este ce înseamnă aceasta nor? Citim în cartea lui Psalm 104. Psalm 104, versetul 3 și versetul 4. Urmăriți-mă cu mare atenție. Acum noi discutăm despre iată el vine pe nor. Ce înseamnă nor? Pentru că trebuie să înțelegem aceasta venirea lui Domnul Iisus Hristos. Aha. Cu apele it, cu apele îți întocmești vârful locuințelor tale. Da, din nori îți faci carul. Ok, din nori îți faci ce? Spuneți mie. Carul. Carul, stop. Dacă din nori îți faci carul, înseamnă nori sunt carele Domnului. Nu știu dacă m-ați înțeles. Este clar aceasta? Atunci, care sunt aceasta carele Domnului? Haideți în cartea lui Psalm. Psalm 68. Psalm 68, versetul 17. Iată el vine pe nori. Din nori îți faci care. Care sunt carele Domnului? Urmăriți-mă acum în atenție. Aha. Carele Domnului se numără cu 20.000. Și? Cu mii și mii. Domnul este... Domnul este cum? Domnul este în mijlocul lor, da? Venind din Sinai în locașul său cel sfânt. Mulțumesc! Uitați, dragii mei, haideți înapoi. Iată el vine pe nori, din nori îți faci carele. Carele Domnului se numără cu 20.000 și mii de mii. Sunteți împreună cu mine, amin? Dar care sunt aceasta 20.000 și mii de mii? Apocalipsa capitolul 5. Apocalipsa capitolul 5, versetul 11. Ce spune Biblia? Apocalipsa capitolul 5, versetul 11. Iată el vine pe nori, din nori îți faci care. Carele Domnului se numără cu 20.000 și mii de mii. Care sunt aceasta? M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, și? În jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, da? Am auzit glasul multor îngeri. Multor îngeri și... Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Biserica, amin? Atunci întrebarea este, iată el vine pe nori, din nori îți faci carele. Carele Domnului se numără cu 20.000 și mii de mii. Și aceasta 20.000, mii și mii de mii, aceasta sunt cine, spuneți mie, dragii mei? Ingeri. Atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, cu câte ingeri o să vină din cer?
Matei, capitolul 25. Matei, capitolul 25, versetul 31. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Hristos o să vină din slavă, din cer, cu slava Tatălui, cu slava Lui, cu slava Îngerului. Atunci o să ajunge ce Biblia spune. Orice ochi vor vedea. Ascultați-mă, dragii mei. Vestea bună este aceasta. Când tu vei vedea pe El, când tu ești pregătit, va fi cea mai mare bucurie pe care tu poți să aibă în viața ta. Uitați cum este scris. Aha. Când va veni Fiul omului în slava sa și cu toți sfinții îngeri, atunci va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Biserica, amin? Când El va veni cu câte îngeri, spuneți-mi, dragii mei, cu toți sfinții îngeri. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Venirea Domnului Iisus Hristos este cea mai plăcută, cea mai dulce mesaj pe care noi putem să avem. Când o să vină Domnul Iisus Hristos, este scris o să vină cu toți sfinți îngeri. Și Ioan din insula Patmos a uitat în viziune pe care Dumnezeu a arătat la el și a văzut ca și cum Hristos vine pe nor. Când norea aceasta era de fapt grămadă de îngeri care vine să înconjoară pe Domnul Iisus Hristos la misiune de a veni să vine să ne ia acasă. Amin, dragii mei. Ce mai important lucru este aceasta? Cerul va fi golit de îngeri numai pentru noi să fim luat acasă. Cea mai mare bucurie este aceasta, dragii mei. Trebuie să credem ce spune cuvântul. De ce? Pentru că niciodată Dumnezeu nu a mințit. Ce El a spus, aceasta a fost făcut. Iată, El vine pe nori. Și orice ochi vor vedea. Și celor care au strapunți pe El. Și Biblia spune. Iată, El vine pe noi și orice ochi vor vedea. Și celor care l-au strapunți. De ce cei care au strapunți trebuie să se vede pe El? Pentru că într-o zi, Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta. În cartea lui Matei 26, Matei 26, versetul 64. Ce spune Biblia? Matei 26, versetul 64. Ce spune Biblia? Aha. Da, i-a răspuns Iisus. Da, i-a răspuns Iisus. Sunt. Sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo o să veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Biserica, amin? Când aceasta, preot, marele preot, a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și a spus, da. Ba mai mult, o să vede pe mine când vine, o să vine pe nori cerul. Amin, dragii mei. Vreau noi să înțelegem lucrul acesta. Moment când am știut despre lucrul acesta ca Hristos o să vină înapoi, aceasta deja anulează alta doctrină care spune așa, moment când tu ai murit, deja ai plecat în cer. Pentru că în Biblia nu există așa ceva. Cineva spune, moment când tu ai murit, ai plecat în cerul dacă ești bun, dacă tu ai murit și tu ai fost hoț, ai plecat în iad. Dar doctrina aceasta nu este găsit nicăieri în Biblie. Unii pot să spună, despre Lazar și omul bogat, ascultați cu mare atenție, asta a fost pilda. Și pilda aceasta nu este scris, știi ce? Când cineva a murit, deja a plecat în cerul. Când cineva a murit, deja a plecat în iad. De ce, dragii mei? Pentru că în momentul când tu moare, moare și degete și trupul al tău este îngropat. Sunteți de acord cu mine? Amin? Dacă tu ești îngropat, cei care spune omul care a murit a plecat în cerul, ei spun așa, a plecat în cerul, dar nu cu trup, dar doar ce? Suflet. Dar dacă așa este, atunci de ce Lazar, care a murit, în pilda aia, a mers la sinul lui, spuneți mie, a cui? A lui Avram. Dacă a mers la sinul lui Avram, ceva interesant este aceasta. Omul bogat, care a fost în iad, în ghilimele, el a spus, părintele Avram, trimiteți pe cine? Pe Lazar, ca să vine, se bagă degetele lui, vârfuri de degetele lui, unde, spuneți mie? În apă, ca să poată să moaie ce, spuneți mie? Limba. Prima întrebare pe care eu am este aceasta. Am crezut că am pus trup în sicriu și am pus în groapă. M-ați înțeles? Vreau că urmăriți-mă cum arată. Am pus în groapă. Atunci când a zburat degete lui Lazar să vină la sinul lui Avram. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragii mei. Cum a ajuns acolo?
Pentru că am crezut că doar suflete este la Dumnezeu, atunci aici are degete, are gură, pot să vorbește. Și omul care este aici, omul bogat, tot cu gură, tot cu turp. De ce? Pentru că el spune, se moaie vârful de degete, se moaie ce? Spuneți mie, limba, seamnă are limba. Atunci dacă putea să deschide sicriu lui omul bogat, nu putea să găsească limba acolo pentru că a ajuns deja în iad. Oamenii buni, nu știu dacă m-ați înțeles lucrul acesta. Momentul când noi luăm pilda în mod literal, suntem încurcați. Ok, vreau să pun întrebare, dragii mei. Urmăriți-mă acum la atenție. Biblia spune, iată el vine pe nor. Sunteți de acord cu mine? Amin? Supărat pe mine? Nu. Amin? Ok, momentul când cineva, când Hristos spune așa, mă duc să mă pregătesc un loc, am citit Ioan 14. După aceea mă voi întoarce, se lua pe voi cu mine, ca oriunde eu sunt și voi să fiți acolo. Sunteți de acord cu mine? Amin? Atunci întrebarea pe care eu am este aceasta. Dacă cineva moare și se merge în cerul, atunci de ce Hristos trebuie să vină înapoi? Puneți lucrul acesta în minte. Pentru că când El o să cobor din cerul, trebuie să vină să ne ia acasă. Sunteți de acord cu mine? Amin? Atunci întrebarea este, dacă cineva moare și se merge în cerul și celălalt merge în iad, de ce Hristos trebuie să-și ia de la judecată și să desparte oile de caprele? De ce trebuie să judecă pe ei când deja cei care au fost răi sunt deja în iad, cei care au fost buni sunt deja în cerul? Nu m-ați înțeles? Ok, altă întrebare. Gândiți-vă despre lucrul acesta. Câți oameni care au fost omorâți de Hitler? Mii de oameni. Peste milioane de oameni. Sunteți de acord cu mine? Ok. Urmăriți-vă cu mare atenție, dragii mei. Hai să spunem. Ok. Urmăriți-vă cu mare atenție. Eu, ok. All right. Eu știu fratele diacon face lucrarea lui. Este foarte important. Ok. Mulțumim. Uitați, dragii mei, urmăriți-vă cu mare atenție. Hai să spunem aici, este Hitler. Mergem în problemă cu Biblia. Hai să spunem, asta este Hitler. Și Hitler a omorât câți oameni? Milioane. Sunteți de acord cu mine, da? Vreo șase, okay. Șase milioane. Șase milioane, ok. Înainte Hitler, 100 de ani, a trăit o fetiță de 14 ani. Și fetița aceasta era hoț. A furat măr, a furat, hai să spunem, pixuri de la cineva, dacă exista atunci. M-ați înțeles aceasta? A furat lucrul acesta. Sigur, cu această tip de învățătură, dacă moare, merge în cerul ăsta hoț? Nu, nu a omorât pe nimeni, nu, dar a furat mere. Hitler a omorât pe câți oameni? 6 milioane de oameni. Atunci, dacă ea când moare, merge în iazul cu foc. M-ați înțeles aceasta? 100 de ani mai mult decât Hitler care a omorât pe milioane de oameni. Întrebarea este, unde este dreptatea lui Dumnezeu? Nu m-ați înțeles? Pentru că dacă fetița aceasta de 14 ani trebuie să fie în iaz de foc 100 de ani mai înainte Hitler, care a omorât milioane de oameni, Dumnezeu nu mai este drept. Vreau să spun, dragii mei, doctrina aceasta care spune când cineva a murit aplicat în cerul, aplicat în iad, nu este doctrina biblică. Ascultați cu mare atenție, dragii mei, în cartea lui Matei, capitolul 16. Urmăriți-mă cu mare atenție. Adevărul biblic spune așa, Matei, capitolul 16, versetul 27. Ce spune Biblia? Ascultați și... Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Biserica, amin?
Când va fi răsplătit în fiecare după faptele lui, când? Atunci, la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Numai atunci o să spune, ei fetița, ai furat măr și tu, Hitler, ai omorât, cum se zice, 6 milioane. În fiecare după faptele lui. Amin cineva? Amin? Vreau noi să înțelegem lucrul acesta. Apocalipsa, capitolul 22. Apocalipsa, capitolul 22. Citim împreună versetul 12. Apocalipsa 22, versetul 12. Ce spune Biblia? Aha. Iată, eu vin curând. Iată, eu vin curând și... Și răsplata mea este cu mine. Răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecăruia după fapta ca lui. Ca să dăm fiecăruia după fapte lui. Alte lucruri pe care noi trebuie să înțelegem prin versetul aceasta este aceasta. Când Hristos va veni, seamnă judecata de cercetare s-a terminat, ce a rămas acum este doar răsplata. Ori o viață veșnică, ori o moartă. Sunteți de acord cu mine? Amin, dragii mei? Astăzi, când noi murim, ascultați cu mare atenție, nu există suflete care merge la Dumnezeu. De ce? Pentru că nu există verset care spune așa ceva. Dacă ați găsit, vă rog să-mi dați și mie. Nu există. Verset care este folosit mai multe ori este aceasta care este găsit în cartea lui Ecleziastul, capitolul 12, versetul 7, care spune așa. Urmăriți-mă cu mare atenție. Aha, Ecleziastul 12, versetul 7. Urmăriți-mă cu mare atenție. Da? Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost. Ok. Până când omul moare, el merge înapoi în țărână. Cum a fost? Cum a fost când? Spuneți mie. De la început la creațiune. Pentru că în același timp, în Geneza, capitolul 2, versetul 7, Biblia spune așa la creațiune. Dumnezeu a făcut om din țărâna pământului și a suflat în narul lui suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Sunteți de acord cu mine? Amin? Atunci omul este combinația de două lucruri. Ce? Suflare de viață de la Dumnezeu și țărâna din pământul. Amin? Atunci când omul moare, țărâna merge înapoi unde? La țărâna. Și după aceea Duhul... Și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Mulțumesc! Atunci Duhul de viață merge înapoi la cine? Spuneți mie. Alo? Alo, 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 alo. Duhul de viață merge înapoi la Dumnezeu. Ok, 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 ok. Asta să am toate răbdare. Vreau să fim, fiecare persoană să fie foarte atent. Ascultați-mă, oricum este ultima seară. Ascultați-mă, dragii mei, Duhul de viață întoarce înapoi la cine? La Dumnezeu care a dat-ie. O întrebare. Duhul de viață care este găsit în pastor, de unde a găsit Duhul de viață? Spuneți mie. Oameni buni, este o întrebare foarte simplă. Duhul de viață pe care pastorul are, de unde a găsit? Spuneți mie. De la Dumnezeu. Cine este de acord cu mine? Ok, presupunem că eu sunt hoț. Duhul de viață pe care hoț are, de unde a găsit? Spuneți mie. Tot de la Dumnezeu. Ok? Atunci Duhul de viață merge la Dumnezeu. Duhul de viață merge la Dumnezeu. Acum vreau să pun întrebare. Hoț va fi în cerul? Cu niciun chip. Cu alte cuvinte, Duhul de viață nu este o persoană. Este putere de a da viața. Amin, dragii mei. Vă rog să nu vorbiți, vă rog să nu vorbiți, să nu vorbiți. Știi ce? Astăzi am mare problemă. La oricine care vorbește, oricine care face mișcare, am mare problemă pentru că nu pot să predică când eu știu că nu suntem împreună. Este copilul care caută pe mama. Unde este mama? Ok, ok, așa, așa la mama, direct. All right. Ascultați-mă, dragii mei. Duhul de viață care este dat la hoț și Duhul de viață care este dat la pastor este același Duhul de viață care a fost dat de cine, dragii mei? De cine? De Dumnezeu. Atunci când este scris că Duhul de viață întoarce înapoi la Dumnezeu, nu seamnă că când cineva moare merge la Dumnezeu. Atunci dacă așa seamnă, seamnă și hoț și pastor merge la Dumnezeu. Dar nu, ce merge la Dumnezeu este aceasta, Duhul de viață care a fost dat de Dumnezeu putere de a da viață. O întrebare. Urmăriți-mă cu mare atenție, vă rog. Nu fac nicio șmecherie pentru că vreau să merg împreună cu voi pas cu pas. Amin, dragii mei. Vreau să spun lucrul acesta, dragii mei. Dacă, în ghilimele,
Dacă Duhul de viață al lui fratele Asanache a mers la Dumnezeu cu numele Asanache, atunci punga de suflet lui Asanache este pus undeva, al lui Gheorghe undeva, al lui Roxana undeva acolo. Atunci înseamnă la înviere Dumnezeu trebuie să lua punga a cui? A lui Asanache, să nu încurce punga lui Asanache și punga lui Roxana. M-ați înțeles aceasta? Ci să lua punga lui Asanache, se pune la el să trăiască. A lui Roxana, se pune la Roxana să trăiască. Acum vreau să pun întrebarea. La înviere, a cui Duhul va fi acolo? Hai să citim. În cartea lui Ezechiel, capitolul 37. Ezechiel, capitolul 37, versetul 13 și versetul 14. Cum este scris? Haideți împreună. Ezechiel 37, versetul 13 și 14. Aha. Și veți ști că eu sunt Domnul, da? Când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Acum ascultați. Voi pune Duhul meu în voi. Voi pune Duhul meu în voi. Nu al lui Roxana, nu al lui Gheorghe. Nu, Duhul meu în voi și... Și veți trăi. Și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră. Biserica, amin? Ascultați cu mare atenție. Duhul de viață al lui Dumnezeu, aceasta rămâne înapoi la cine? La Dumnezeu. Când omul este creat, Dumnezeu a făcut așa. Și Adam a trăit. Amin? Când cineva moare, Dumnezeu nu face... Nu. Când cineva moare, ce se întâmpla cu viața lui? S-a terminat. Dar pentru el să trăiască încă o dată, are nevoie de cel care a dat Duhul de viață la început. Adică cine? Dumnezeu. Biserica, amin? Când Dumnezeu o să învieze pe oameni, Biblia spune, eu o să pune Duhul a cui? Duhul meu. Dacă el o să pune Duhul lui, ascultați cu mare atenție, dragii mei, atunci oamenii o să trăiască. Haideți mai departe. Uitați, dragii mei, atunci când Hristos va veni, o să pune Duhul lui în oameni și oamenii o să trăiască. De aia, dragii mei, Biblia spune așa, când va veni Domnul Iisus Hristos, prima lucru este aceasta, urmăriți-mă cu mare atenție. Este scris în Tia Tesalonice. În Tia Tesalonice, capitolul 4, versetul 16 și versetul 17. Urmăriți-mă cu mare atenție. În Tia Tesalonice, capitolul 4, versetul 16 și versetul 17. Aha. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Biserica, amin? Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Ascultați cu mare atenție, dragi mei. Ce se întâmplă este aceasta. Există 1, 2, 3, 4. Vii în Hristos. Morți în Hristos. Vii fără Hristos. Morți fără Hristos. Nu știu dacă m-ați înțeles lucrul acesta. Este clar până acum? Ok. Ce s-a întâmplat cu ei? Am nevoie de aia care este mai roșu, ca să fie mai ușor. Ok. Am găsit. Uitați, dragii mei. Atunci aceasta înseamnă când Hristos va veni, frate meu, este scris întâi vom via cei morți în Hristos. În Hristos. Ascultați, oamenii, cei vii. Dacă cineva va fi găsit ca omul cel mort în Hristos, aceasta înseamnă la început a fost vii în Hristos. Sunteți de acord cu mine? Amin? Nu ai cum să fii mort în Hristos dacă nu ai fost vii în Hristos. Atunci, în primul rând, asta sunt morți în Hristos, cu un strigătul, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, el va coborî din cer și în tine, numărul 1, va învia cei morți în Hristos. Cine a înțeles pe mine până acum? Dacă aceasta o să învieze cei morți în Hristos, wow, vestea bună este aceasta, puneți degete acolo, fratele meu. Haideți în Apocalipsa 20, versetul 6. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6. Ce spune Biblia? Aha.
Fericiți, fericiți și sfinți. Și sfinți sunt cine? Sunt cei ce au parte de întâia înviere. De ce? Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Biserica, amin? Uitați cum este scris aici. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Pentru că la ei a doua moarte nu are ce? Spuneți mie, nu are nicio putere. Wow! Oameni buni, merită să fii găsit vii în Hristos sau mort în Hristos. Amin, dragii mei. Amin. Și este scris în această timp, mai departe cum este scris? Aha, ei vor fi cum? Ci vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Mulțumesc! O să împărățit cu el timp de 1000 de... Oameni buni, să fiți foarte atenți aici. Am ajuns deja la alta încurcătură. Ei vor împărăți împreună cu Hristos timp de 1000 de ani. Ascultați cu mare atenție. În primul rând, când va cobori din cerul Hristos, va învia în timp, în primul rând, cei morți în Hristos. Și oamenii aceasta o să împărățească împreună cu Hristos timp de 1000 de ani. Întrebarea este unde? Hai să citim împreună înapoi la 1 Tesalonice. 1 Tesalonice, capitolul 4, versetul 17. Cum este scris? Versetul 16 este scris așa: în timp vom învia cei morți în Hristos. Și după aceea, versetul 17. Apoi, noi cei vii, vă rog să fiți foarte atenți, să nu fiți absent la această mult, la această punct. Atunci, noi cei vii, care vom fi rămas până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, vom fi răpiți toți împreună cu ei, aha, în nori, stop, unde sunt nori, în cer sau pe pământ, spuneți mie, în cer, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Biserica, amin? Atunci înseamnă moment când aceasta doi adună împreună, nu rămâne aici pe pământ. Trebuie să împărățească cu Hristos timp de 1000 de ani. Dar unde? În cer. Când Hristos va veni, nu va veni Hristos să vină să pune picioarele aici pe pământ. O să rămâne unde? Spuneți mie, dragii mei, unde? În văzduh. Oameni buni, ochii voștri nu arată că sunteți de acord cu mine. Vreau să pun întrebare. Când citim în cartea lui Ioan, capitol 14, versetul 1 până la 3, să nu fiți tulbure inima, aveți credința în Dumnezeu, aveți credința în mine. Sunteți de acord cu mine, da? În casa tatăl meu sunt multe locași. Unde este casa lui tatălui? Unde? Pe pământ sau în cer? Ok. Urmăriți-vă cu mare atenție. În casa tatăl meu sunt multe locași. Dacă n-ar fi așa, va fi cum? Spus. Și după aceea spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Când Hristos a spus, mă duc, unde a plecat? Citiți în cartea lui Apocalipsa, Fapte Apostol, capitol 1, versetul 11, versetul 9. Fapte Apostol, capitol 1. Fapte, capitol 1. Versetul 9. Uitați cum este scris. După ce a spus aceste lucruri, da, pe când se uitau ei la el, da, s-a înălțat la cer. S-a înălțat unde, spuneți-ne, dragii mei? La cer. Și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și din nor a ascuns din ochii lor. Hai să punem întrebare. Unde a plecat Hristos? Versetul 11. Ce a spus înger? Bărbați, da, galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Da. Acest Iisus care s-a înălțat la cer, aha, din mijlocul vostru, aha, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Biserica, amin? Atunci noi toți suntem de acord că când Hristos a înviat, când ziua când a plecat unde, dragii mei? Unde? În cer. Și el spune, o să cobor, o să vin înapoi, să vă ia pe voi unde? Cu mine. Amin, dragii mei, amin? Amin. Vestea bună este aceasta.
Când Hristos va veni, o să vină în primul rând să lua pe cei care sunt morți în Hristos, o să învieze. Cei care sunt vii în Hristos, o să adună împreună, să întâmplă pe Domnul Iisus Hristos, unde? În vas Duhul. Amin, dragii mei. Și o să împărătesc cu Hristos timp de 1000 de ani. Cine a înțeles pe mine până acum? Mulțumim. Dacă aceasta este clar, mergem mai departe. Avem a doua problemă. Problema este, am rămas cu vii fără Hristos și morți fără Hristos. Ce va fi cu ei? Cei care sunt vii fără Hristos, Biblia spune așa, o să pun aici în negru, vii fără Hristos în cartea lui Apocalipsă. Nu, mă scuzați, 2 Tesalonice. 2 Tesalonice, capitol 2, versetul 8. Ce va fi cu cei care sunt vii fără Hristos? 2 Tesalonice, capitol 2, versetul 8. Aha. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, da, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Mulțumesc! Oamenii aceasta va fi distrus de razele a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin, dragii mei! Mai bine să dea voia încă o dată un verset care poate să ajute pe noi. În cartea lui Matei, capitol 28, versetul... înainte să mergem la Matei, capitol 28, înțelegeți lucrul acesta, dragii mei. Un înger a coborât din cer. 1. Matei 28, versetul 1. Cum este scris? La sfârșitul zilei sabatului, da, când începea să se lumineze spre ziua din tâia săptămânii, ce s-a întâmplat? Maria Magdalena și cealaltă Marie, da, au venit să vadă mormântul. Și? Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Și? Căci un înger al Domnului s-a coborât din cer. Și? A venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului, da, și a șezut pe ea. Haideți! Înfățișarea lui era ca fulgerul. Era ca fulgerul. Și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Ce s-a întâmplat cu soldați? Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Ca niște oameni morți. Și câte îngeri era, spuneți mie? Unu. Acum când va veni Domnul Iisus Hristos, câți îngeri va fi? Toți. În cartea lui Evrei este scris așa: Dumnezeu este un foc cum? Mistuitor. La anumit timp când Moise a zis: Doamne, eu vreau să vede pe tine, a fost scris nu, pentru că nimeni nu poate să vede pe Dumnezeu și să trăiască. Când va veni Domnul Iisus Hristos, vreau să spun, dragi mei, cei vii fără Hristos o să moară datorită razele lui, dar înainte să moară, trebuie să fuge. Apocalipsa capitolul 6, haideți împreună, Apocalipsa capitolul 6, versetul 15 până la versetul 17. Cum este scris? Aha. Împărații pământului și domnitorii, capitanii oștirilor, da, cei bogați și cei puternici, ce a făcut? Toți robii și toți oamenii slobozi, da, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: da, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Și căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Cine poate să sta în picioare? Cine este mielul, dragii mei? Cine? Domnul Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Domnul Iisus Hristos este miel? Când El va veni, orice capitan, orice dregător, orice oameni care nu a fost în Hristos, o să fuge la munți. Ca niște oameni nebuni, o să începe să spună la munți și stinci: cadeți peste noi, pentru că noi nu vrem să vedem pe Hristos. A venit ziua cea mare, ai mânia mielului. Cine poate să stea în picioare? Ascultați-mă, dragii mei. În această timp nu o să reușești să sta înaintea lui Hristos. Atunci ei o să mor datorită razele venirea lui Hristos. Amin, dragii mei. Lucrul acesta trebuie să fie foarte clar pentru fiecare dintre noi. Uitați, dragii mei, în același timp oamenii aceasta a murit. La a doua venire a Domnului Iisus Hristos, oamenii aceasta nu merge în cer, nu. Ei moare și se rămâne unde? Aici pe pământ. Dar când va veni Hristos, cei morți în Hristos, ce va fi? Cei morți fără Hristos, ce va fi cu ei? Apocalipsa capitolul 20. Apocalipsa
Capitol 20, versetul 5. Ce spune Biblia? Ceilalți morți n-au înviat. Până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Mulțumesc. Cei morți nu au înviat, a rămas cum spuneți mie? A rămas mort. Atunci aceasta, vin Hristos a murit, cei morți fără, mă scuzați, vii fără Hristos a murit, cei morți fără Hristos, tot a rămas, unde a rămas, dragii mei? Unde? Aici, pe pământ. Cu alte cuvinte, ei adună împreună, aici pe pământ, morți. Și vor fi morți timp de câte ani, spuneți mie? 1000 de ani. Opa! Dacă ei rămân aici 1000 de ani, aici pe pământ, celelalte sunt 1000 de ani unde, spuneți mie? În cer. Și întrebarea pe care eu am este aceasta. Dacă asta sunt în cer, asta sunt morți pe pământ, întrebarea este, unde există 1000 de ani de pace și de liniște? Unde este găsit? Ascultați-mă, dragii mei, numai la cei care împărățesc cu Hristos, unde? În cerul 1000 de ani. Aici, pe pământ, toți oamenii cei răi o să rămână aici mort fără Hristos. Cine a înțeles pe mine până acum? Mulțumim! Haideți mai departe! Atunci când Hristos va veni, fratele meu, pune înapoi lucrurile acestea. Vreau să fiu împreună cu voi următor. Când Hristos va veni următor, uitați, dragii mei, Hristos o să vine. Când o să vine în această timp, asta sunt lucruri care se va întâmpla. Dar există Matei, capitol 24, versetul 31. Ce spune Biblia? Matei 24, versetul 31. Cum este scris? Aha. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Cu trâmbița răsunătoare. Da. Și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi. Eiși. De la o margine a cerurilor până la cealaltă. Da. Mulțumesc. Uitați, dragii mei, când va veni Domnul Iisus Hristos, cu câte îngeri, dragii mei, spuneți mie, cu toți sfinții îngeri, o să trimite îngerii lui, să merge cu trâmbița răsunătoare, bo-bo-bi-bo, nu știu cum va suna în ziua aceea. O să merge îngeri și se face, se caută pe poporul lui Dumnezeu cei care a murit în Hristos. Amin cineva? Amin? Atunci o să merge să spune, haideți acasă. Ce mare bucurie va fi atunci dacă tu vei fi găsit gata să întâmpină pe Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune că Hristos va veni acolo din cerul, în cartea lui Isaia 25, versetul 9. Isaia 25, versetul 9. Uitați, dragii mei, în această timp există alți oameni care o să spune, nu vrem să vedem pe El. Dar în același timp există alți oameni care o să spună, oh, ce mare bucurie avem, pentru că acum Hristos a venit. Cum este scris? Aha. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru, ei, în care avem încrederea că mulțumesc, ne va mântui. Da. Acesta este Domnul în care ne încredeam acum. Mulțumesc. Hai. Să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Biserica, amin. Cei care va fi mântuit, în loc să fuge de la Hristos, o să uite să spune, iată, aceasta Domnul nostru pe care noi am așteptat, hai să ne veselim, hai să ne bucurăm de mântuirea Lui, a venit în sfârșit. Vreau să spun, dragii mei, când oamenii o să spune lucrurile acestea, oamenii aceasta o să fie oameni care este din necaz cea mare. Venirea lui Domnul Iisus Hristos va fi o mânghiere foarte mare. A venit acum Hristos. Hai să ne bucurăm, hai să ne veselim, pentru că astăzi mântuirea a venit. Oameni buni, dorința mea este aceasta, tu și eu, să nu lipsim la această ocazie. Amin, dragii mei. Noi toți să putem să fim găsiți acolo, dar alegerea este al nostru. Dumnezeu niciodată nu vă forțează pe nimeni. Nu, alegerea este al nostru. El vrea ca fiecare dintre noi să putem să alegem pe El și să poți să fii mântuit. Urmăriți-mă acum, atenție, dragii mei. Ce va fi cu oamenii care nu au pe Hristos când va veni Domnul Iisus Hristos? Isaia capitol 2, versetul 20. Isaia capitol 2, versetul 20. Ce va fi cu oamenii care au închinat înaintea idolii? Ce o să face cu idolii lor la a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Aha.
În ziua aceea, da, oamenii își vor arunca idolii de argint. Unde? Și idolii de aur pe care și-i făcuseseră ca să se închine la ei, da, îi vor arunca la șobolani și la lilieci. Aha, cu alte cuvinte, ei au această idol, ei o să uită splendoarea lui Dumnezeu, să uită la idol, o să spune, numai pentru asta m-am pierdut viața veșnică, o să aruncă acolo, dar va fi prea târziu. Oameni buni, ascultați cu mare atenție, nu oricine care îmi zice Doamne, Doamne, va intra în paratia cer. Numai celor care face voia Tatăl meu care este în cer. Și voia lui Tată este găsit în Psalm 40, versetul 8, unde este scris, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și legile Tale sunt din inimile mele. Amin, dragii mei. Când Hristos a venit, legea lui Dumnezeu a fost în inima Lui. Și astăzi trebuie să deschidem inima ca să putem să lăsăm pe Hristos să intre. Dar când El intră, intră împreună cu legea Lui. Amin, dragii mei. Ca noi să putem să facem voia Lui. Dorința Lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Vreau să spun, dragii mei, mesajul acesta nu numai este corect, are și logică. Amin, dragii mei. Ascultați cu mare atenție. În această timp când alți oameni o să aruncă aceasta, poporul lui Dumnezeu va aduna împreună și se întâmplă pe Domnul Iisus Hristos în vastuhul, ca să poată să merge în cer împreună cu Hristos în cer. Când va fi în cerul următor, când va fi în cerul, ce va fi acolo? Aici pe pământ, ce va fi cu Satana? Pentru ca Satana să nu uitați, dragii mei, urmăriți-vă cu mare atenție. Hristos va veni, cei vii fără Hristos, ce se va întâmpla cu ei? O să mor cei vii fără Hristos. Ce va fi cu ei? O să mor datorită razele venirea Lui. Și cei care morți fără Hristos, ce va fi cu ei? O să rămâne mor până va trece câți ani, spuneți mie, 1000 de ani. Atunci avem cei vii fără Hristos, a murit, cei morți nu au înviat, a rămas acolo mort. Toți rămâne mort câte timp? 1000 de ani. Atunci aici pe pământ, spuneți mie, cine o să rămână aici pe pământ? Numai Satana împreună cu îngerii lui. Isaia când a uitat la lucrul acesta, în cartea lui, mă scuzați, Ieremia capitol 4, versetul 23, cred. Ieremia capitol 4, versetul 23 până 25. Cum este scris? Speram că asta este. 4, 23 până 25. Cum este scris? Mă uit la pământ. Mă uit la pământ. Și iată că este pustiu și gol. Iată că este pustiu și gol. Și mă uit la ceruri. La uită la ceruri. Și lumina lor a pierit. Lumina a pierit. Haideți. Mă uit la munți. La uită la munți. Și iată că sunt zguduiți. Iată că sunt zguduiți. Și toate dealurile se clatină. Toate dealurile se clatină. Când? Mă uit și iată că nu este niciun om. Nu există niciun om. Și toate păsările cerurilor au fugit. Hai, dragii mei, ascultați cu mare atenție. Când va veni Domnul Iisus Hristos, va veni cu strigătul, sunteți de acord cu mine, amin? Cu glasul unui arhanghel, sunteți de acord cu mine? Cu trumbița lui Dumnezeu, când va veni, spuneți mie, care clădire care o să rămâne în picioare, spuneți mie? Niciuna. Dacă cu tremura din Hait a făcut să fie matras și casele și clădirile, a rămas ca niște, cum se zice, nu știu, peștere de șobolani. Când a fost la început, casele frumoase. Întrebarea este la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cum va fi? De aia, când Ieremia a uitat la lucrul acesta într-o viziune, a spus, mă uită la pământ, iată că era pustiu. Nu exista niciun om. Am vorbit cu prietenii mei și prietenii mei, maturul lui Eva, spune, a, știi ce? Nu va fi așa ceva. Casele voastre care sunt frumoase, aceasta noi o să luăm, o să locuim acolo. Nici o casă nu va rămâne în picioare. Unii sunt foarte bucuros, am cumpărat Lamborghini, eu pot să conduce mașina cu viteză foarte mare. Dacă nu va mai fi autostradă, unde o să conduce această Lamborghini? Pentru că la cutremură nu are cum se zice această gândire. A, uitați, acum există autostradă. Mai bine să lasă autostradă așa frumos, așa se întâmplă când se întâmplă cutremură. Nu, distruge totul. Cei care au bani în bancă. Sefania capitolul 1 versetul 18. Sefania
Capitolul 1, versetul 18. Ascultați-mă, dragii mei. Când vorbesc cu voi, vorbesc lucrurile acestea din toată inima. Amin, dragii mei. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile pe care am vorbit nu sunt lucrurile care sunt închipuit, sunt scris. Dacă tu ai bani în bancă, tu ești miliardar și ai bani în aceasta, în ziua când va veni Domnul Iisus Hristos, cu ce va ajuta pe tine această bani? Cum este scris? Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să îi izbăvească în ziua mâniei Domnului. În ziua mâniei Domnului. Și toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui. Ascultați cum arată, dragii mei. Este scris aici. Și cum va fi? Haideți mai departe. Și? Căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. Vreau noi să înțelegem, dragii mei. În acest argint și aur nu o să ajute pe nimeni. Nimeni nu o să poată să cumpără viața veșnică. În fiecare, oameni buni, eu vorbesc cu voi astăzi. Sunt ca un om nebun. Când vorbesc lucrurile acestea, astea sunt poveste din Biblie. Oameni buni, eu pune întrebare. Dacă sunt poveste în Biblie, întrebarea este, tu crezi că Iisus Hristos a fost aici pe pământ? Dacă tu crezi, atunci înseamnă că tu crezi că Hristos există. Dacă tu crezi că Hristos există, Hristos a venit prima oară ca să moară. Era, cum se zice, misiune foarte grea. Dar a venit. Atunci ce poți să oprești pe el să nu vine? Când a doua oară trebuie să vină cu cunună. Cunună intră altă cunună. Și cu strigătul, cu bucuria, cu toți îngeri. Ce poți să oprești pe el să vină a doua oară? Dacă prima oară, care a fost foarte greu, el a venit și a fost împlinit această misiune. Ce poți să oprești pe el să vină a doua oară? Nimic! Oameni buni, hai să gândim încă o dată. Cineva poate să spună, eu sunt ateu, nu am chef de Dumnezeu. Ascultați cu mare atenție. Într-o zi o să aibă chef de Dumnezeu, numai că atunci va fi prea târziu. Cineva spune, nu există Dumnezeu, dar El respiră această oxigen pe care Dumnezeu a creat. Încă umblă cu două picioare fără să cadă, pe care Dumnezeu a creat. Încă plămânul lui, încă trage această aer pe care Dumnezeu a creat. Încă inima lui pompează sânge în fiecare secundă. Și unii spune, dacă Dumnezeu este acolo, atunci ce trebuie să mă omor? Nu, Dumnezeu nu are această inimă cum noi avem. În cartea lui Romani, capitolul 2 cu 4, este scris, voi nu știți că de lungă răbdare a lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Unii cred, știi ce, eu sunt în viață, lasă că eu sunt beton. Ascultați cum arată, există oameni care au fost beton, care au murit. Singura noastră speranță, oameni buni, ascultați. Singura noastră speranță este să crede în Domnul Iisus Hristos. Amin, dragii mei. În cartea lui Ioan, capitolul 11, versetul 25, Biblia spune așa, Ioan, capitolul 11, versetul 25, ce spune Biblia? Aha. Ioan, capitolul 11, versetul 25. Ascultați cu mare atenție. Aha. Și Iisus i-a zis. Ce a zis Iisus? Eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața și? Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Biserica, amin. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Hristos spune această lucru. De ce? Pentru ca să nu aveți nicio frică de moarte, dacă voi sunteți în mine. Pentru că cel care va muri în mine, eu, acesta omul, va învia. De aia în Apocalipsa 14 cu 13, este scris aceasta, ferice de cei care mor în Domnul. O să odihnește, dar faptele lor, ce va fi cu ele? Urmează! Oameni buni, haideți în cerul, amin, dragii mei. Hai să credem în Domnul Iisus Hristos. Hai să punem viața noastră în aceasta, să punem viața noastră în mâinile lui Domnul Iisus Hristos. Asta este singurul lucru care sunt important. Uitați, dragii mei, 1000 de ani, satana va rămâne aici singur. Și Biblia spune așa, în Apocalipsa, capitol 20, versetul 1 până la 3. Uitați cum este scris. Aha. Apoi am văzut coborându-se din cer ce? Un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Ce a făcut? El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, adică? Care este diavolul și satana. Unde a pus? Și l-a legat pentru 1000 de ani. Da? L-a aruncat în adânc. De ce?
L-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui. De ce? Ca să nu mai înșele neamurile. Ca să nu mai înșele neamurile. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Până când? Haideți? Până se vor împlini cei 1000 de ani. Mulțumesc! Până aceea vor împlini cei 1000 de ani. Ascultați-mă, dragii mei. Este scris că Satana este legat cu ce? Spuneți mie. Cu lanțul. Este aruncat unde? În adânc. Oamenii spune, aha! Cineva a început să spune, știi ce? Aceasta înseamnă avem 1000 de ani de pace unde Satan nu poate să vină la noi. Atunci noi putem să se pocăim. Cine o să pocăiește când tu ești mort? Oameni buni, ascultați cu mare atenție. Învățătura aceasta care spune că există 1000 de ani de pace este învățătura ai Biserica Romano-Catolic, care a fost trimis de un iezuit care este numit Francisco Ribeira în anul 1590. A scris cartea aceasta și a spus o să ridica un anticristul care o să ridica din Israel un om cel rău și după aceea o biserică va fi rapid la cerul și după aceea o să există 3 ani și jumătate de strâmtorare, dar biserica nu va fi acolo. Să nu fiți înșelat. Asta este înșelăciunea lui Satana. Nu veți găsi nicăieri unde este scris că persecuția care o să vină o să trece 3 ani și jumătate. Nimeni nu știe perioada. Dar Dumnezeu spune așa, când noi o să trecem noi în această timp de strâmtorare, de aia fiară, o să pot să omor pe poporul lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați înțeles, dragii mei. În cartea lui Apocalipsa 13, versetul 15 și versetul 16. Nu există 1000 de ani de pace. Nu există 1000 de ani de încă o dată pocăință. Oameni buni, ok, stop. Gândiți-vă despre lucrul acesta. Dacă ultima generație, oameni buni, are încă 1000 de ani de har pe care ei pot să se trăiască. Gândiți-vă despre lucrul acesta. Dacă cineva a murit la 40 de ani. Sunteți de acord cu mine, da? 40 de ani, are 40 de ani de a pune viața lui, cum se zice, în rânduială. M-ați înțeles aceasta? Cât de dreptate va fi Dumnezeu, se spune, asta are 40 de ani, dar celălalt este dat 1000 de ani, fără nicio satană care este lângă el. Nu m-ați înțeles? Cât de dreptate va fi Dumnezeu? Cât de drept va fi Dumnezeu? Una are 40, celălalt are 1000 de ani. Oameni buni, să nu fiți înșelat. De aia Biblia spune, astăzi, când tu aud de glasul meu, să nu împrăteste inima. De ce? Pentru că nu există alta timp de probă. Am vorbit cu un prieten al meu, care a predicat lucrurile acestea în fața mea, și când a predicat, era pastor, și când a predicat lucrurile acestea în fața oamenilor. După ce am terminat, am mers la el și am zis, fratele meu, ai grijă. Pentru că lucrurile pe care tu vorbești acum, da la oameni speranța că dacă nu folosește timpul acesta de probă, au altă timp de probă. Și pericolul de lucrul acesta este predicatorile. Vei fi nimicit cu lovitura mai mare decât ai oameni de rând. De ce? Pentru că ai știut adevărul și nu ai spus înaintea oamenilor. Timpul nostru este astăzi. Nu avem a doua șansă. Nu există a doua șansă de probă. Astăzi este timp pentru mântuirea noastră. Amin, dragii mei. Lucrul pe care vorbesc cu voi după ce am terminat, am plecat. Dar dorința mea este aceasta. Oradea trebuie să fie mântuit. Amin, dragii mei. Oradea trebuie să fie mântuit. Adevărul lui Dumnezeu rămâne în picioare. În această 1000 de ani este scris că Satana o să rămână aici fără să înșele pe nimeni. De ce? Cum poți să înșele pe cineva dacă oamenii sunt morți? Și unii cred există anumit alt loc unde este găsit, unde Satana va fi băgat de acolo și va fi închis. Oameni buni, citiți în cartea lui 2 Petru, capitolul 2, versetul 4, care spune despre îngeri, cei care au căzut, unde sunt aceasta. Uitați cum este scris, 2 Petru, capitolul 2, versetul 4. Aha. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, da, ci a aruncat în adânc. A aruncat unde? Stop! Spuneți mie, unde a fost aruncat? În adânc, stop! Întrebarea este unde a fost aruncat Satana? În adânc. M-ați înțeles aceasta? Haideți mai departe. Ce se întâmplă cu îngeri? Unde stau înconjurați de întuneric. Da. Legați cu lanțuri. Legat cu ce? Spuneți mie, dragi mei.
cu lanțuri. Întrebarea este, asta Satana, îngerul lui Satana sunt legat cu lanțurile astăzi? Nu! Atunci ce înseamnă aceasta a fost legat cu lanțurile? Urmăriți-mă acum, atenția, dragii mei. Biblia spune așa, în cartea lui Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9. Ce spune Biblia? Ascultați cu mare atenție. Aha. Și balaurul cel mare, adică șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, unde este? A fost aruncat pe pământ. Pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Biserica, amin. Satana aici, îngerii lui aici. Când Biblia spune a fost legat, aceasta înseamnă că nu mai au acces să merge la cerul. Amin, dragii mei. Rămâne aici. Dar în 1000 de ani Satana va rămâne aici fără nici meseria. 1000 de ani de concediu. Dacă 6000 de ani a trecut, Satana a păcălit pe oameni în fiecare zi și noapte. Acum o să rămâne. Se gândește, de ce am părăsit locul meu în cer? Atunci în această timp trebuie să gândește foarte clar. Ce am făcut? Ce a intrat în capul meu? Dar nu mai are timp să se pocăiască. Celălalt unde va fi? Următor. Urmăriți-mă cu mare atenție. Aha. Unde va fi celălalt? Următor. Ascultați cu mare atenție. Cei care sunt din Hristos sunt 1000 de ani. Unde? Spuneți mie, dragi mei. În cerul. Și când ei sunt 1000 de ani în cerul, ce face ei? Apocalipsa 20, versetul 4. Cum spune Biblia? Cei care sunt în cer 1000 de ani, ce face ei? Hai să citim. Aha. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Mulțumesc! Și am văzut sufletele celor ce li se tăiasere capul din pricina mărturiei lui Iisus, da, și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, da, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, da, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Acum ascultați. Ei au înviat, haideți, și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Cineva se lua pe el aici. Bobby. Ok, du-te acolo. Du-te. Și este scris așa, ei vor împărăți împreună cu Hristos timp de, spuneți mie, câte timp? 1000 de ani. Sunt 1000 de ani, unde, dragii mei, unde? În cerul, împreună cu Hristos. Ei pune întrebări, dar Doamne, unde este pastor cu tare, cu tare? A predicat cu putere, nu este aici. Și Dumnezeu zice, haideți la cărțile, să vedeți ce el a făcut după ce a predicat. Unde este fratele cu tare, cu tare? Care a fost un preot? Cânta foarte frumos. Ce s-a întâmplat cu el? Haideți la cărțile, deschidem cărțile, hai să vedem cum a fost viețile lor. De aia în cartea lui Întâia Corinteni, capitolul 6, versetul 2 și versetul 3, este scris această cuvinte. Ce o să facem în timpul aceea? Aha. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Noi vom judeca pe îngeri, îngeri căzute. Aha. Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Mulțumesc! Întrebarea este cum vom judeca pe îngeri? Când noi vom fi în cerul timp de 1000 de ani, o să punem întrebarea, Doamne, dar cum ai reușit oamenii aceasta, adică îngerii aceasta să părăsească cerul care este așa de frumos? Și Dumnezeu să începe să povestească despre ce s-a întâmplat când a intrat în Lucifer aceasta păcat. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Atunci toate lacrimi va fi șterg. Dar Doamne, copilul meu nu este aici. Ce s-a întâmplat? Ci Dumnezeu să spune, copilul tău a avut secretele pe care tu nu ai știut. Uite cum este scris în cărțile. 1000 de ani. Dar soțul meu nu este aici. Ce s-a întâmplat? Uite ce facea soțul al tău. Tu ai crezut, numai tu ai fost împreună cu el. Dar când nu a fost acasă, a fost cu altcineva. Uite cum este scris. De aia în 1 Corinteni, capitolul 4. Versetul 5, este scris, lucrurile ascunse va fi pus pe față. Amin, dragii mei? Lucrurile ascunse. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, în această timp am terminat această 1000 de ani. Acum am venit acum la după 1000 de ani. Ce va fi? După 1000 de ani, ascultați-mă, dragii mei, după 1000 de ani, în această timp, cei morți fără Hristos va fi înviat.
Când cei morți fără Hristos va fi înviat, în această timp, ascultați, Ierusalem va coborî din cerul. În primul rând, când merge în cartea lui Zaharia, capitolul 14, este scris așa, Hristos o să coboare din cerul, la muntele Maslin, o să pune picioarele lui, amin, dragii mei, atunci va fi o întindere foarte mare. Și după aceea, noi Ierusalem va coboare din cerul, o să așează la această loc care este curățat de cine? De Domnul Iisus Hristos, amin, dragii mei, sfinți vor fi pus în această cetate. Și Biblia spune, Apocalipsa 21, Apocalipsa, capitol 21, citim împreună de la versetul, versetul 2. Ce spune Biblia? Apocalipsa 21, versetul 2. Da? Și eu am văzut, coborându-se din cer, de la ce? Dumnezeu, aha, cetatea sfântă, adică noul Ierusalim, da, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Biserica, amin? Atunci ce va fi cu Satana și îngerul lui? Apocalipsa capitolul 20. Apocalipsa capitolul 20. Citim acum de la versetul 7. Versetul 7 până la versetul 9. Urmăriți-mă acum, atenție. Aha. Când se vor împlini cei 1000 de ani? Când se vor împlini cei 1000 de ani? Satana va fi dezlegat. Atunci Satana va fi dezlegat. Singura metodă de a fi dezlegat Satana este. Înainte nu putea să înșele pe nimeni. Acum pot să înșele încă o dată, pentru că numai Hristos are putere de a da viața și la cei buni și la cei răi. Sunteți de acord cu mine? Amin? Atunci El o să dea viața la cei care au murit fără Hristos. Motiv, Dumnezeu vrea să arată la cei care sunt salvați, se vede cum a lucrat Satana când ei au fost în viață. Atunci, de această timp, Satana este, cum se zice, deslegat, cei morți fără Hristos sunt înviat, atunci el începe să spune, știi ce, uitați, aceasta nouă Ierusalim, este locul nostru, trebuie să mergem acolo, să lua cu forța. Și oamenii aceasta, pentru că nu sunt obișnuiți să asculte de Hristos, a fost obișnuiți să asculte de Satana, ce o să face oamenii aceasta? O să ridică să spune, sigur, hai să mergem. Cu toate bombele, cu toate rachetele, spune, acum noi o să luăm cu forța. Dar să nu uitați, în cetatea aceasta există Domnul Iisus Hristos, Domnul al Domnilor și Împăratul Împăraților. Amin, dragii mei. Și Hristos lasă toate scena aceasta să se întâmple. Și Biblia spune așa, versetul 7, mai departe. Și va ieși din temnița lui, da? Ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului. Uitați, dragii mei, și? Pe Gog și pe Magog. Aha. Ca număr? Mai departe. Ca se adune pentru război. Aha. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Cum va fi numărul lor? Spuneți-mi, dragii mei. Va fi ca ce? Nisip mare. O întrebare, dragii mei. Câți oameni va fi pierduți? Spuneți-mi. Mulți. Numărul lor va fi ca nisip mare. Mulțumim, fratele meu, mulțumim. Eu știu, trebuie să fuge pentru transport. Ascultați cu mare atenție, oricum noi închidem acum. Ascultați cu mare atenție. Este scris că numărul lor va fi ca nisip mare. În cartea lui Roman, capitolul 9, versetul 27, Biblia spune așa. Roman, capitolul 9, versetul 27, Biblia spune așa. Hai să citim. Chiar Isaia, de altă parte, strigă, spune, cu privire la Israel. La Israel, ca? Chiar dacă numărul fiilor lui Israel va fi? Ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Uitați, dragii mei, este scris chiar dacă numărul lui Israel va fi ca nisip mare, numai rămășița va fi mântuit. Ascultați-mă, dragii mei, știi care este dorința mea? De ce tulbura pe voi? Vreau ca voi să fiți rămășița care va fi mântuită. Amin, dragii mei. Alegerea este al vostru. Am încercat, dragii mei, să merg împreună cu voi pas cu pas. Dorința lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Oameni buni, vreau să pun întrebare. Am dat vouă versetele care sunt găsite în Biblie. Dacă cineva o să spune, o să avem 1000 de ani de pace, se puneți întrebare, unde este scris? Nu o să fi găsit. Știi ce? Am descoperit ceva care se întâmplă între oameni.
Oamenii sunt gata să nu asculte 1000 de versete din Biblia. Dacă un singur om care este în fața lor spune altceva contrar ce este scris. Nu m-ați înțeles? Oamenii sunt gata să asculte de om mai mult decât de Dumnezeu. Chiar dacă o să deschide, hei, oameni buni, să spune, oameni buni, ascultați, nu există verset care vorbește despre nemurirea sufletului, nici o singură verset, nici una. Oamenii spune, ba da, trebuie să există. Dar nu există, te rog, dai mie să dați 1000 de euro. O să caute, o să caute, o să caute. Chiar dacă nu găsesc, merge la om să spune, oare doctrina noastră de nemurirea sufletului există? Ba da, există. Atunci există. Am ajuns la timp pe care oamenii nu sunt gata să asculte ce spune Dumnezeu, sunt gata să asculte ce spune om. Oameni buni, ascultați cu mare atenție. O întrebare. Hai să fim sinceri, dragii mei. O întrebare. Am pus la alți întrebare. Te rog, găsesc singură versetul care spune poți să ține duminică. O să dați 1000 de euro. Și oamenii se caută. Nu există. Nu există. Dar nu există. Dar ce să facem? Noi suntem obișnuiți să ținem aceasta, o să continuăm să ținem. Dar ce garanția ai o să intră în cer? O să vedem atunci. Oameni buni, dar dacă tu te-ai înșelat, și atunci ce o să vede atunci? Dumnezeu o să schimbă atunci? Dar noi știm toți, oameni buni, urmăriți-mă logica mea, noi știm toți, Hristos este același ieri și azi până când? În Maleac, capitolul 3, versetul 6, este scris, eu sunt Dumnezeu și nu mă schimb. Isaia 40:8 este scris, cuvântul lui Dumnezeu este scris, iarba se usucă, floarea se cade, dar cuvântul Dumnezeu nostru rămâne cum? În viac. Ascultați-mă, cu toate versetele acestea, omul poate să spune, da, da, am înțeles, dar cum? Noi continuăm așa. Și întrebarea este, ce garanție ai că tu vei fi mântuit? Oameni buni, tu spune, nu există niciun verset care spune, poți să mănâncă carne de porc. Nu există. Și omul spune, nu există, ce intră în gură nu spurcă pe om. Omule, uitați cum este scris. Este scris că este vorba despre spălatul mâinile, versetul 1, 2 și 3. Citește. Am citit versetul 18 din Matei, capitolul 15. Versetul 18 până al 20 este scris, a mânca cu mâinile nespălat, nu spurcă pe om. Nu este scris că acum porcul este curățat. Care este problema? Da, dar noi... credem așa. Dar dacă tu crede așa, ce garanția ai că tu vei fi mântuit? O să vedem atunci. Oameni buni, eu nu păcălesc pe voi. Am spus, mergeți înapoi la ce? Spuneți mie, la Biblie. Oricum, când eu am plecat, nu o să vede cine a venit și cine nu a venit. Eu nu va fi aici. Va fi plecat. Probabil asta este ultima dată când o să vorbiți cu omul negru. După ce am plecat. Ascultați cum arată atenția, dragii mei. Lucrarea al meu este numai unul. Nu am altă lucrare în afară de faptul că trebuie să spun această adevărul. După ce am terminat, am plecat. Pot să pierd de prietenie cu oameni. Dar dacă rămâne prietenul lui Dumnezeu, haleluia. Amin, dragii mei. Vreau noi să înțelegem. Nu este ușor să spune lucrurile pe care vorbesc acum. Dar trebuie să fii vorbit. Vai de mine dacă nu propovăduiesc această evanghelie. Dorința lui Dumnezeu este aceasta, dragii mei. Ascultați, să nu credeți că astăzi să aveți timp de har și mâine o să continuați să aveți timp de har. Nu știți ce va fi mâine. De aia, dragii mei, înainte să dorme tu, du-te înapoi la genunchi. Se spune, Doamne, păcatele mele pe care eu am făcut, te rog, Doamne, iartă-mă. Dimineața când tu trezești să spune, Doamne, mulțumim pentru că ai fost împreună cu mine, m-ai protejat, acum m-ai dat mie să vede lumina zile, fii cu mine astăzi. Dorința lui Dumnezeu este aceasta și familiile noastre acolo se arde flacăra ai cuvântul lui Dumnezeu fiecare dimineață și în fiecare seară. Nu avem timp de pierdut. La orice moment Hristos poate să vină. Și ascultați cu mare atenție, ultima luptă a lui Satana va fi aceasta. Hai să mergem la această cetate, cea sfântă. Haideți, în cartea lui Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 20. Oameni buni, Apocalipsa, capitolul 20.
Ascultați cu mare atenție. Versetul 7 până la versetul 9. Cum este scris? Ce a făcut oamenii aceasta? Aha. Când se vor împlini cei 1000 de ani. Când va fi împlinit 1000 de ani. Satana va fi dezlegat. Satana va fi dezlegat. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului pe Gog și Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mare. Numărul lor va fi ca nisip mare. Ce și ei, și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților. Ascultați cum și cetatea prea iubită. Și cetatea prea iubită. Satana este așa, are așa tupeu, în așa fel că în prezența lui Domnul Iisus Hristos, el știe 1000 de ani a fost legat de Hristos aici pe pământ, a avut 1000 de ani pe care el nu putea să înșele pe nimeni. Și în această timp, când în această timp el știe că el nu are putere de a învieze pe nimeni, Hristos a înviat pe cei oameni care sunt aici în lumea aceasta, pentru că Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și ce? Și viața. El spune: eu sunt înviere și viață. Apocalipsa 1:18. El spune: eu am fost mort, acum sunt în viața, în veci, în vecilor. Am cheia de morți și locuința morților. Dacă el are cheia, el deschide. Amin, dragii mei. Dacă el deschide, el o să deschide această mormințele de oameni care sunt rei. Când ei o să învieze, o să conjoară aceasta. Datorită faptul că Satana o să spune: haide să conjurăm această cetate. Se lua cu foț, tupeu. Ultima război lui. Acum nu va fi ascuns. Acum vreau să arată, știi ce? Eu am putere. Hai să mergem să luăm cu forța. Ascultați cu mare atenție. Și Dumnezeu lasă pe el să face toate figura aceasta când el este acolo prezent. Și oamenii cei rei. Și Napoleon va fi înviat. Să nu uitați, dragii mei. Și mama lui Napoleon va fi înviat. Știi de ce? Ca să poți să vede amprenta, ai caracterul ei asupra copilului ei. Nero va fi înviat. Mama lui Nero trebuie să vede ce ea a făcut. Cum copilul a fost pus cu jucăriile de armată acolo și el a fost pus acolo pe frunte. Se spune, asta este doar joaca. Prin aceasta a pregătit masacru de mai mulți oameni, mii de oameni, datorită învățătura lui mama. Și mama era responsabil și pentru moarte care a fost făcut datorită copil care a fost antrenat greșit. De aia Biblia spune, Proverbe 22:6, învață pe copil pe calea pe care trebuie să merge și când va îmbătrâni nu se va abata de la ea. Amin, dragii mei. Asta este ce Dumnezeu cere de la noi, oameni buni. Probabil fața mea nu arată dragoste. Vă iubesc. Amin, dragii mei. De aia trebuie să spune această adevărul. Haideți în cerul. Lumea aceasta nu are nimic de dat. Nu are nimic care este frumos. Toate lucrurile sunt doar înșelăciune. Ascultați cu mare atenție. Dacă tu iubești pe oameni mai mult decât pe Dumnezeu, te-ai încurcat. Vreau să dau un exemplu. El este prietenul meu. Haideți aici, fratele meu. Noi să stăm împreună, să spunem. Noi nu suntem pocăiți. Se spune, știi ce, fratele meu, hai să nu fii pocăit, hai să lăsăm pe omul acesta să vorbesc, dar noi nu ne pocăim, nu! Așa, da. Și atunci am făcut, cum se zice, o înțelegere. Ca să spune, noi nu ne pocăim, suntem prieteni, da, tu vei fi pocăit? Nu. Eu? Nu. Atunci noi suntem prieteni. Vine o problemă. La moartea, o să murim împreună? Spuneți mie, dragii mei, o să murim împreună? Nu. El, Doamne ferește, o să moară. Du-te, fratele meu. A murit. A rămas prieten lui în viață. Și prieten lui care a rămas în viață. Vine predicator să vină să predica. La mormântare a lui. Eu cu lacrimi se începe să curgă lacrimi. O să ridica să spune, m-a predat lui Hristos. M-ați înțeles aceasta? Deja există diferență. Eu, dacă o să mor după aceea, va fi înviat la prima înviere. Amin, dragii mei. El la doilea înviere. Dar am avut înțelegere la început. De aia am spus, relația ta cu omul, dacă tu ai relația cu omul, știi ce spune Ieremia? Blestemat este un om care crede în cine, spuneți mie? În om?
Atunci, dacă blestemat este un om care crede în om, pe cine se crede? Numai pe Hristos. Amin, dragii mei. Pentru că dacă vei fi prieten cu Hristos, ascultați cum arătați, dragii mei, am vorbit din timp trecut, voi credeți că eu nu vreau să fiu iubit de voi? Păi da, vreau. Dar vreau să fiu iubit de voi doar dacă spune adevărul. Dacă voi vă spuneți, noi nu vrem să vedem pe omul negru, nicio problemă, nu o să vedeți pe el. Dar adevărul o să rămâne în minte. Amin, dragii mei. Într-o zi oamenii a spus la noi, du-te de aici, nu avem chef de tine. Ce faci tu aici? Ai nebunit? Și a spus, nu, am spus ce a spus Dumnezeu. Și când a vorbit, oamenii a ascultat, alți a râs de el. După aceea, în ziua când ușa a fost închisă și a venit potop, toată lumea a fost serios. Numai că problema a fost atunci prea târziu. Dragii mei, când vorbesc cu voi, acum este timp. Când eu o să înconjoară aici, ascultați cu mare atenție. Dumnezeu în Apocalipsa 20, versetul 12, este scris că cărțile va fi deschis. Și alta carte care se numește Cartea Vieții va fi deschis. Cu alte cuvinte, mesaj va fi arătat la cei pierdut și la cei mântuit. De ce sunteți pierdut, omule? De ce nu ai putut să accepte? Ascultați mare atenție, dragii mei. Fiecare o să vede filmuleții de viața lui. Cum Dumnezeu a încercat cu dragostea lui, cu vorbele lui, cu Duhul Sfânt, a încercat să șoptească pe tine și a spus, Duhul Sfânt spune așa, eu am scris Biblia, am spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu vă da Duhul Sfânt. Am scris lucrul acesta. O să vedem fiecare filmuleț de viața lui, unde el nu a acceptat pe Hristos. Știi ce se întâmplă acum fiecare omul? Orice genunchi, terminați, dragii mei, o să cadă jos, o să închină înaintea lui Dumnezeu și se spune, Doamne, drept și adevărat sunt judecățile tale, Doamne. Eu nu am putut să intru în aceasta nouă Ierusalim, pentru că faptele mele am văzut, nimeni nu o să poată să spune, Doamne, ai judecat pe mine greșit, pentru că fiecare o să vede viața lui, ca și într-o, cum se zice, a panorama, nu știu cum pot să spun aceasta, o să vede viața lui și în fiecare persoană o să spune, am văzut, Doamne, ai fost cu mine, ai vorbit cu mine, m-am simțit în inima mea a fost mișcat de altorita prezența al tău, dar eu nu am vrut. Prea târziu, oamenii o să spune, Doamne, Tu ai avut dreptate. Și Biblia spune așa, în această timp ce se va întâmpla? Haideți, versetul 9. Ascultați cu mare atenție, haideți, aha. Și s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită, aha. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Ei. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și da, de bucioasă, da, unde este fiara și prorocul mincinos. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Iazul de foc. Aceasta este numit moartea a doua. Iar așa am ajuns încă o dată la alta problemă. Iazul de foc este numit moartea a doua. Cineva zice, fratele meu, dar noi știm că nimeni nu o să mor. Oameni buni, dacă nimeni nu o să mor, atunci cum pot să fii numit moartă? Nu m-ați înțeles. Unii spune, atunci pentru că a citit, urmăriți-mă, eu nu fuge de la niciun verset. Unii spune așa, am citit în cartea lui Isaia 66, Isaia 66, versetul 24 spune așa, ascultați cu mare atenție, 24, hai să citim. Isaia 66. 66, versetul 24, haideți. Și când vor ieși, aha, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea. Da. Căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge. Nu se va stinge. Și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Mulțumesc! Va fi o pricină de groază pentru orice făptură. Focul nu va stinge. Nici, cum se zice, viermele lor nu va muri. Spune, ok, aceasta înseamnă, frate meu, aceasta o să continuă în veci în vecilor.
Urmăriți-mă cu mare atenție, dragii mei. Există în cartea lui, cred, 2 Petru, capitol 2, versetul 6. 2 Petru, nu știu dacă sunt corect. Capitol 2, versetul 6. Cum este scris? A? Dacă a osândit, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile, okay, Sodoma și Gomora. Ok, și a făcut, ascultați cu mare atenție, înainte să mergem la aceasta, uitați, dragii mei. Și a prefăcut în cenușă. A prefăcut în cenușa ce? Cetățile Sodoma și Gomora. Cetățile Sodoma și Gomora, aha. Ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Ok, aceasta a fost o pildă pentru când, spuneți mie, dragii mei? Cei care o să trăiește, cum, dragii mei, spuneți mie, cum? În nelegiuire, adică pildă pentru cine, spuneți mie? Pentru noi, generația noastră, sunteți împreună cu mine, da? Și a fost nimicit cu foc și pucioasă. Uitați, dragii mei, vreau noi să înțelegem lucrurile, ați terminat versetul 6. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. În același timp, aceasta, Hristos a spus despre cum va fi oamenii aceasta, cum va fi nimicit. În cartea lui Matei, Matei capitol 25, versetul 41. Matei, capitol 25, versetul 41. Uitați cum este scris aici. El va zice... Apoi el va zice celor de la stânga lui. Da? Duceți-vă de la mine, blestemaților. Unde? În focul cel veșnic. În focul cel veșnic. Care a fost pregătit pe diavolului și îngerilor lui. Ok. Atunci oamenii spune, uite, dragi frate meu, focul nu se stinge. Focul veșnic. Atunci aceasta înseamnă oamenii o să arde. Până când? Când o să continuă să arde? Dacă așa este, atunci vreau, dragii mei, să explicați următorul verset. Iuda 7. Iuda 7. Speram că asta este verset. Iuda 7. Cum este scris? Tot așa, Sodoma și Gomora. Tot așa, Sodoma și Gomora. Stop, fratele meu. În primul rând, ce noi am înțeles este aceasta. Sodoma și Gomora a fost o pildă pentru oameni care va fi nimicit pe sfârșit. Sunteți de acord cu mine? Amin? Nu sunteți de acord. Amin? A fost o pildă. Așa spune Biblia. Acum, hai să citim acum. Aha, încă o dată. Și cetățile din prejurul lor... Înapoi, hai să citim ca să găsim toate sens. Tot așa. Aha. Sodoma și Gomora... Da. Și cetățile din prejurul lor... Da. Care se dăduseră ca și ele la curvie... Da. Și au poftit după trupul altuia... Da. Ne stau înainte ca o pildă. Pentru? Suferind pedeapsa unui foc veșnic. Aici! Sodoma și Gomora a fost un exemplu pentru focul, cum spuneți mie, dragii mei? Veșnic! Nu m-ați înțeles. Dacă este pentru foc veșnic, întrebarea este, eu am fost în Israel. Inca arde Sodoma și Gomora de asta sau nu, spuneți mie? Nu! Ce se întâmplă cu cetatea aceasta? Biblia spune în 2 Petru capitol 2, am citit deja, versetul 6. A fost făcut ce? Cenușa. Este clară, dragii mei. Cu alte cuvinte, focul acesta a terminat să arde până la capăt. Cine a înțeles pe mine până acum, dragii mei? Și este scris, Sodoma și Gomora a fost lăsat ca o pildă care arată ce înseamnă focul veșnic. Amin, dragii mei? Atunci întrebarea este, ce va fi cu Satana? Oare Satana și el va fi cenușa? Ezechiel capitolul 28. Uitați, dragii mei, am luat timp pentru voi astăzi cu aceasta. Uitați cum este scris. Ezechiel capitolul 28, versetul 18 și versetul 19. Ascultați cu mare atenție. Aha. Prin mulțimea nelegirilor tale și prin nedreptatea negoțului tău, da, ți-ai spurcat locașurile sfinte. Atunci? De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie, care? Și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor care te privesc. Întrebarea este, unde va fi făcut Satana cenușa? Spuneți mie, unde, dragii mei? Pe pământ. Amin, dragii mei. Cine a înțeles pe mine la această feset? Pe pământ va fi făcut cenușa. Și după aceea, cum este scris mai departe? Aha. Toți cei ce te cunosc între popoare, cei care sunt salvați, va rămân uimiți din pricina ta. Adică? Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Biserica, amin? Ești nimicit.
Și nu vei mai fi niciodată. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Aceasta, cum să zicem, vatatura care se numește de iadul veșnic a fost introdus de Biserica Romano-Catolic în anul 590. Satana, ce el vrea este aceasta, se încurce caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este interesat de moartea noastră. Nici Dumnezeu nu îi place să spune: vreau să te chinuie, să te chinuie, să te chinuie. Dumnezeu nu este așa. Satana este cel care are acest tip de caracter. Și atunci el vrea să arate caracterul acesta la Dumnezeu. Sigur, cei care au păcătuit, Biblia spune, fiecare va fi dat după faptele lui. Ascultați-mă, dragii mei, Biblia spune, nu vei mai fi. Există în cartea lui Psalm 37, versetul 9 și versetul 10. Ce va fi cu oamenii cei răi? Urmăriți-mă cu mare atenție. Hai să citim. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți. Cei răi și ei vor fi nimiciți. Iar cei ce nădăjdesc în Domnul vor stăpâni țara. Da. Încă puțină vreme. Încă puțină vreme. Și cel rău nu va mai fi. Cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era. Te vei uita la locul unde era și... Și nu va mai fi. Și nu va mai fi. Biserica, amin. În cartea lui Maleac, capitolul 4, este scris că, versetul 3, este scris că ei vor fi ca cenușa sub talpele picioarele noastre. Nu înseamnă că noi mergem și să calcăm pe capetele lor și pe umerele lor, nu. Dar va fi cenușa. Oameni buni, cine a înțeles pe mine la această timp? Vreau noi să înțelegem, lucrurile lui Dumnezeu sunt foarte clare. Dar după aceea, dragii mei, când toate va fi pierdut, Biblia spune așa, Isaia 65, versetul 17, plecam acasă, dragii mei, Isaia, capitol 65, versetul 17, ce spune Biblia? Aha. Căci iată, eu fac cerul noi. Iată, eu fac cerul nou și pământul nou. Și? Și un pământ nou. Eiși. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Biserica, amin? Vestea bună este aceasta, Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Ce spune Biblia? Iată, eu fac cerul nou și pământul nou și toate celelalte nu va mai fi. Și nimeni nu va aduce aminte de lucrurile trecute. Oameni buni, haideți acasă! Hristos ne așteaptă, El a pregătit locul pentru noi. Uitați cum este scris, haideți, aha. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Hei! Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieiseră. Pieiseră! Și marea nu mai era. Și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer. Mulțumesc! Vreau noi să înțelegem, dragii mei. Aici este scris foarte clar. Cer nou și pământul nou. În cartea lui Isaia, Isaia capitolul 65, versetul 25. Cum va fi în cerul nou și pământul nou? Oameni buni, ascultați cu mare atenție. Vestea bună este aceasta. Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos mișlocește pentru noi în cerul. Hristos va veni a doua oară să ne ia acasă. Amin, dragii mei. Asta este vestea bună. Și Dumnezeu caută astăzi noi să credem în El. Uitați cum este scris. Aha. Lupul și mielul vor paște împreună. Haideți. Leul va mânca paie ca boul. Ca bou și? Și șarpele se va hrăni cu țărână. Biserica, amin. Și? Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Biserica, amin. Când El pune, zice Domnul, El pune semnătura, zice Domnul. Versetul 21 și 22, Isaia 65, 21, versetul 21 și 22, ce spune Biblia? Aha. Vor zidi case și vor le vor locui. Casa și vor locui ei acolo. Vor sădi vii și le vor mânca rodul. Hei, haideți! Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Și nici? Nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Hei! Căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor. Mulțumesc! Vreau noi să înțelegem, dragii mei, Dumnezeu spune, eu va fi împreună cu ei. Și după aceea când mergeți la următor verset, este scris, ei o să cheamă pe mine și eu va răspunde. Înainte ei se strigă către mine, eu vă ascult. Amin, dragii mei. În același timp, în Apocalipsa capitolul 22, Apocalipsa 22, versetul 4, ce spune Biblia? Uitați ce este scris, dragii mei. Aha. Ei vor vedea fața lui. Ei vor vedea fața lui. Și numele lui va fi pe frunțile lor. Și numele lui va fi pe frunțile lui. Amin, dragii mei. Amin.
Apocalipsa capitolul 21, versetul 4. Ce este scris? 21, versetul 4. Cum este scris? El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și? Și moartea nu va mai fi. Și? Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, nici, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Dragii mei, amin, dragii mei, amin. Vreau să spun, asta este vestea bună. Asta sunt lucrurile pe care Dumnezeu a pregătit pentru noi. În cartea lui 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Biblia spune așa, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Uitați cum este scris. Ascultați cu mare atenție. Aha. Dar după cum este scris? Ce este scris? Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Ochii nu au văzut și urechea nu le-a auzit. Urechea nu a auzit și la inima omului nu s-au suit. Nici a intrat în mintea omului. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Biserica, amin. Ascultați-mă, dragi mei, nici mintea ta nu a intrat, nici ochii tăi nu au văzut, nici urechile nu au auzit. Astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu a pregătit pentru cel care iubește pe Dumnezeu. Oameni buni, putea să continuă, putea să merg mai departe, mai departe, mai departe. Există cerul nou și pământul nou, care sunt pregătiți pentru poporul lui Dumnezeu. Vreau să spun, dragii mei, cine a înțeles ceva în seara aceasta, sincer? Amin? A doua întrebare, cine cred că ce noi am învățat este adevărat? Amin? Asta este ultima seară. Eu vreau să cer la oricine care vrea să încheie legământul cu Dumnezeu. La oricine care spune, într-o zi vreau să fii în această loc. La oricine care poate să spune, Doamne, acum eu vreau să încheie legământul cu Dumnezeu, se poate să vină aici în față. Eu vreau să înalț rugăciune pentru voi. Este cineva care vrea să vină? Tatăl nostru care ești în ceruri, ți-aducem slavă din nou ție. Amin. Pentru momentele acestea în care oamenii aceștia au ieșit în față pentru că doresc o viață nouă în tine. Amin. Pentru că vor să-ți mărturisească numele și minunile pe care tu le-ai făcut. Amin, pentru Doamne. Ei. Amin. Ei sunt convinși că biserica aceasta este biserica ta. Amin. Ei vor să încheie legământ în această biserică cu tine. Amin, Doamne. Ei sunt convinși că sabatul este ziua de odihnă sfântă, binecuvântată, lăsată de tine. Amin. Ei sunt convinși că legea ta este sfântă, dreaptă și bună. Amin. Și vor să împlinească această lege. Amin. Ei sunt convinși că Iisus Hristos și-a dat viața și a murit pentru păcatele lor. Amin. Și vor să-și mărturisească păcatele lor în fața ta pentru ca să primească neprihănirea. Amin. Ei sunt copiii tăi, Doamne. Amin, Doamne, amin. Te rog, privește în inima lor. Amin. Curățește-le inima lor. Amin. Dă-le putere prin Duhul tău cel Sfânt. Ca acest angajament pe care și l-au luat astăzi, atunci când au hotărât să iasă aici în fața martorilor și în fața ta, să fie păstrat de tine. Amin, Doamne. Să fie amin. Întărit. Amin. Și să ajungă în cele din urmă la finalitatea de a încheia legământ cu tine. Amin. Noi, Doamne, ți predăm în mâna ta tot puternică. Amin. Și te rugăm, ocrotește și păzește. Amin. Ne rugăm înaintea ta pentru ca familiile lor să fie în siguranță în mâna ta. Amin. Iar cel rău să nu aibă niciun câștig de cauză cu ispitirea în dreptul lor. Amin, Doamne. Doamne, adu-le întotdeauna aminte. Amin. De faptul că ei au făcut acest angajament. Amin. Și prin harul și prin puterea ta, fă ca să ne bucurăm cu toți în ziua venirii tale. Amin. De cercul pe care îl vom face în jurul tău. Amin. A acelora mântuiți și a acelora care au îndrăznit să facă pasul acesta. Amin. Binecuvintează-i. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Tata nostru care este în cerul. O, Doamne, binecuvintează pe copiii ai tăi. Amin. Ei au ales pe tine în fața tuturor martor, văzut și nevăzut. Au ales ei să stea în picioare pentru tine. Amin. Te rog, Doamne, adu-ți aminte de ei în împărăția ta. Amin. Te rog, Doamne, în seara aceasta, cere mă astăzi înaintea ta ca tu să poți să scrie numele lor în cartea vieții. Există alți care au ridicat mâinile, au rămas pe scaun, nu au putut să vină aici în față. Amin. Probabil a fost rușinos. Te rog, Doamne, ascultă și rugăciunile lor slabe. Amin. Pentru că și ei sunt importanti în ochii lor tăi. Amin. Ajută pe ei să poți să fii într-o zi
se face legământul împreună cu tine prin botez. Amin. Ei se pot să rămâne lângă tine. Există alți care au ascultat cuvântul al tău. Sunt convins de adevărul al tău. Nu a putut nici să ridică mână, nici să ridică să vină în față. Dar ei în inimile lor, ei alege pe tine. Amin. Te rog, Doamne, ascultă așa această alegere tăcută pe care ei au făcut în inimile lor. Amin. Adu-ți aminte de ei în împărația ta. Amin. Dorința noastră este aceasta, Doamne. Niciun om să nu fie împiedicat, ca să nu vină la tine datorită prieteni, datorită rudele, datorită poziția, datorită orice alte lucruri. Dar în fiecare dintre ei se pot să alege pe tine ca mântuitorul lor personal. Amin. Mulțumim, Doamne. Eu știu de la acum încolo Satana începe război cu ei. Dar te rog, Doamne, păstrează pe ei ca lumina ochilor tăi. Amin. În așa fel ca Satana să nu smulge pe ei din mâna ta. Amin. Să fie împreună cu ei. Vreau să cer, Doamne, și pentru alți care nu sunt pregătiți să vină, care în inimile lor sunt încă împotriva aceasta adevărul. Te rog, Doamne, și ei sunt copii ai tăi. Au nevoie de tine, dar încă nu au înțeles toate lucrurile. Te rog, Doamne, zăbovește în viețile lor. Să nu închide ușa de har până și ei o să alege pe tine ca mântuitor personal. Amin. Cerem astăzi pentru cei care sunt deja în biserică. Unii au fost serios, alții nu au fost serios. Dar acum cerem, Doamne, ca Tu să poți să adune pe fiecare persoană la adevărul Tău. Amin. Ca să putem să rămânem copii ai Tăi. Amin. Aceasta este dorința noastră. Sigilez această alegere în inima ta și în inimile lor. Și martori care sunt aici, într-o zi să adunăm încă o dată pentru botezul lor. Se Amin. Spune Dumnezeu a fost împreună cu noi, Dumnezeu a făcut pe noi să facem pas. Nu a fost ușor, dar mulțumim, Doamne, pentru că ei au făcut. Fii cu ei în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Te-am rugat și-ți mulțumim. Amin. Amin. Domnul cu dumneavoastră. Amin. Domnul să fie împreună cu tine. Domnul cu tine. Și cu tine. Domnul cu dumneavoastră. Pace, frate, pace. Domnul cu dumneavoastră. Pace, Ioana, mă bucur foarte mult. Domnul cu dumneavoastră. Domnul cu dumneavoastră. Domnul cu dumneavoastră. Încă o dată, pace. Domnul cu dumneavoastră. Domnul cu dumneavoastră. Mă bucur. Rămâneți tare în credință. Să fiți tare în credință. Până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, eu cer ca când va fi ziua botezului vostru, o să cer de la pastor să pot să mă sună și pe mine, dacă în ziua aceea eu va fi liber și eu să pot să vin. Amin. Amin. Cor? Sau? O să spun și eu două vorbe după ce...